sala, sunt Tatiana Năstas și vă prezint știrile Pro TV, iată care sunt cele mai importante evenimente ale zilei. La nicio săptămână de la licitații, autobuzele Isuzu au ajuns la Chișinău, acestea au fost etalate astăzi în Piața Marii Adunări Naționale. Un autocoartă pe ruta Chișinău-Moscova cu 16 pasageri la bord s-a izbit de un tractor cu remorcă la Râșcan. Din fericire, nu au fost înregistrate victime. O mașină de pompieri nu a putut ajunge la un incendiu din satul Sărata Galbenă din cauza drumurilor proaste. Dacă sătenii nu stingeau flăcările, casa era sardă. Ministerul de Externe anunță că a reușit să dea de cei doi piloți moldoveni eliberați acum o săptămână din captivitate. Acestora li s-a permis să stea de vorbă cu ei doar 10 minute. În campania electorală, promisiunile sunt îndeplinite cu viteza luminii. Mai multe autobuze de modelul celor care urmează să circule în curând prin Chișinău au fost etalate astăzi în Piața Marii Adunări Naționale. Se întâmplă la doar o săptămână de când a fost anunțat câștigătorul licitației. Întrebat de ce le-a adus acolo, primarul interimar ne-a spus că firma care a câștigat tenderul le-a adus ca să le expună și că acest fapt nu are nicio legătură cu campania electorală. Așa arată autobuzele Isuzu, care în curând le vom vedea circulând pe străzile capitalei. Au ajuns noaptea trecută din Turcia și au fost aduse direct în Piața Marii Adunări Naționale. Cel puțin aceasta spune reprezentantul companiei. Vehiculele de culoare turcuaz atrag toate privirile trecătorilor. Cele 25 de vehicule au fost etalate în Piața Marii Adunări Naționale în această dimineață. Câteva din ele aveau ușile deschise pentru ca trecătorii să le poată admira și din interior. Autobuzul are 25 de locuri, însă poate transporta în jur de 100 de pasageri. Acestea sunt dotate cu aer condiționat, televizoare incorporate și ecrane care ușurează munca șoferilor. Препятствия на дороге в виде бордюра, какой-то ямы можно поднять автобус чуть выше, ну, либо опустить его. Водитель открывает дверь посередине. Сразу на экране появляется изображение. В зимнее время солнце слепит водителя, да, и Reprezentantul companiei care a livrat autobuzele din Turcia spune că vehiculele au fost aduse la Chișinău pentru a fi expuse. La altă întrebare, acesta nu a vrut să ne răspundă. Să vadă autobuzele și să-și facă poze cu ele în Piața Marii Adunări Naționale a venit și unul dintre consilierii socialiștilor de la primărie. Vinerea trecută a fost câștigată licitația și într-o săptămână autobuzele sunt. Ați știut că vor fi așa de repede, vor veni? Deci noi am avut informația că în decurs de două săptămâni. În preajma campaniei electorale se întâmplă o minune. Cum explicați dumneavoastră? Când lucrează toți 3 ani de zile și în sfârșit, poate și în campanie, dar... Cei care au trecut prin Piața Marii Adunări Naționale au admirat vehiculele și au făcut poze cu ele. Însă nu prea au înțeles ce căutau acestea acolo. Și cu autobuzurile astea nouă aici. Gândeam și eu că cu alegerile astea cred că le-au adus, dar cred că cineva își fac niște reclamă. Nu cred că e coincidență, nu știu, părerea mea personală. Arată bine. Vor rezista pe drumurile din Chișinău? Da, numai ia ca și numai ce am răspuns eu, că din partea drumului noastră cumva să reziste. Vedeam când ar le pune la treabă. Oamenii s-au întrebat de ce lucrurile bune se întâmplă doar în campania electorală. Asta e Moldova. Țara minimilor, dar votăm Parlamentul, acei care trebuie să ocupe cu proiectele de legi, cu legile, ce are autobusele, oraș, de ce trebuie să ne lăudăm cu asta? Când asta e lucru primăriei. Da, eu am văzut dimineața autocarele și am râs și eu că probabil autocarele erau deja în Chișinău, eu nu știu. Și eu am citit articolele de săptămâna trecută și am rămas surprins că autocarele deja sunt în Chișinău. Dar important e impactul până la urmă. Nu știu ce fac politicienii, dar autobuzele eu le văd aici. Și cred că ele nu o să dispară, pe urmă, dar o să meargă pe stradă. Știu că toate autobuzele costă aproape 3 milioane de dolari ori două. Urmărești și tu știre despre autobuze? Da, eu urmăresc. Contactat telefonic, primarul interimar Ruslan Codreanu, care și-a pus pe Facebook o poză cu autobuzele, ne-a spus că vehiculele nu au intrat încă în proprietatea primăriei. Acest lucru se va întâmpla după ce va fi încheiat contractul cu firma care a câștigat licitația, doar în cazul în care compania de la București, care a fost descalificată, nu va depune o contestație. Licitația pentru cele 31 de autobuze pentru care au fost alocate 80 de milioane de lei a fost câștigată de dealerul din Chișinău al unei companii din Turcia. Portalul Mold Street a scris că firma este înregistrată în offshore, mai exact în regiunea separatistă Cipru de Nord. Firma din România care a participat la concurs consideră că a fost descalificată pe nedrept, deși oferea un preț mai mic. În ultimii 13 ani, primăria nu a cumpărat niciun autobuz pentru capitală.
Un autocar cu 16 pasageri la bord de pe ruta Chișinău-Moscova s-a izbit violent de un tractor cu remorcă. Din fericire, toate persoanele implicate în accident au scăpat nevătămate. Totul s-a întâmplat în această dimineață în apropiere de satul Corleteni din raionul Râșcani. Poliția spune că șoferul autocarului circula cu viteză. La un moment dat, el a vrut să iasă la depășire, însă nu a respectat distanța și s-a lovit în remorca unui tractor care mergea în fața lui. În urma impactului, autocarul a fost avariat, iar remorca s-a răsturnat. Șoferul vinovat de accident riscă o amendă de 1.200 de lei și 5 puncte de penalizare. Un traseu în formă de inimă a fost parcurs astăzi de câțiva cicliști amatori din capitală. Participanții spun că au făcut-o în numele dragostei. Am ieșit și eu să desenez inimioara asta pentru soție. Îi transmiteți un mesaj? Da, te iubesc! Traseul în formă de inimă a avut o lungime de 32 de kilometri. Cum s-a desfășurat cursa, vă spunem în jurnal. O mașină a pompierilor a ajuns cu întârziere la un incendiu într-un sat din Hâncești. S-a întâmplat ieri la Sărata Galbenă, după ce autospecial a rămas blocată pe un drum stricat din localitate. Până când salvatorii au ajuns la fața locului, localnicii au reușit să potolească parțial focul, așa încât acesta să nu se extindă și la casa din gospodărie. E că așa nu a putut să rădici, casa arde, pe aici nu a putut să treacă. Ca și drumuri bune. Imaginele au fost surprinse de un localnic, potrivit căruia mașina pompierilor a rămas blocată în noroi. Din imagini se vede cum salvatorii încearcă să miște vehiculul din loc, însă nu reușesc. În filmuleț se aude cum autorul spune că la câteva sute de metri distanță arde o casă. Pompierii însă susțin că a luat foc un șopron cu lemne din gospodărie. Autospeciala de intervenție a ajuns cel mult în 5 minute pe un drum de ocolire. Datorită intervenției pompierilor, a fost salvată clădirea din apropiere. În timp ce autospeciala era blocată în noroi, vecinii au reușit să potolească parțial flăcărele. Martorii spun că dacă aceștia nu interveneau, era să ardă și casa din gospodărie. După ce au ajuns la fața locului, salvatorii au localizat incendiul, șopronul însă a fost făcut scrum. Pompierii urmează să stabilească de la ce a pornit focul. Delegația Ministerului de Externe de la Chișinău anunță că a reușit să ajungă la cei doi piloți moldoveni care au fost eliberați din captivitate acum o săptămână. Oficialii moldoveni spun că reprezentanții unui ONG de la Moscova, sub supravegherea cărora se află moldovenii, le-au interzis să intre la ei cu telefoane mobile sau cu alte gadgeturi și să întrebe de cât timp se află în capitala Rusiei. Potrivit unui comunicat de presă, delegația de la Chișinău trimisă la Moscova ca să-i aducă pe cei doi piloți acasă a trebuit să ducă tratative îndelungate cu agenții de securitate care îi păzeau pe cei doi moldoveni. Autoritățile noastre spun că li s-a permis să intre în salonul de spital doar pentru 10 minute și că înainte de asta le-a fost impuse mai multe restricții. Aceștia au trebuit să lase la intrare telefoanele mobile și nu au avut voie să pună multe întrebări. Medicii care au însoțit delegația spun că starea de sănătate a piloților este bună și că aceștia pot să fie transportați imediat acasă, așa că nu le este clar de ce moldovenii mai rămân acolo. Cei doi piloți au fost capturați de talibani acum 3 ani în timp ce efectuau o misiune civilă în Afganistan la bordul unui elicopter. Un al treilea membru al echipajului a fost ucis. De atunci, autoritățile de la Chișinău nu au mai făcut niciun anunț despre soarta lor. Acum o săptămână, Igor Dodon a anunțat că piloții au fost eliberați datorită autorităților din Rusia și că se află într-un spital de la Moscova pentru reabilitare. În aceeași zi, o delegație a Ministerului de Externe de la noi a mers în capitala rusă pentru a-i aduce acasă. Când au ajuns acolo, însă, autoritățile rusești au refuzat să le spună unde se află piloții. Lozinca partidului Șor aici poate fi ca în Orhei a fost reinventată de democrați. La Orhei poate fi ca în toată Moldova, au scandat aceștia în timpul unei vizite în orașul condus până nu demult de Ilan Șor. PDeș a prezentat candidații de pe cele două circumscripții de acolo, iar evenimentul a fost transmis live pe Facebook de Adrian Candu. În filmulețul publicat pe Facebook de președintele Parlamentului, Adrian Candu spune că democrații îl vor învinge pe Ilan Șor. Chiar și aici unii spun că la Orhei mai greu din cauza că există un primar tare deosebit sau specific, dar oricum și noi avem candidați extraordinari. Tot astăzi democrații au prezentat orheienilor pe Tudor Golob, candidatul PD pe circumscripția numărul 19, care include și câteva localități din raionul Orhei, și pe Vasile Costin, care candidatul
candidează pe circumscripția 18. Noi suntem luptători, luptăm, suntem siguri că vom învinge. Iar la finalul vizitei, Sergiu Sârbu a reinventat lozinca lui Ilanșor. Aici poate fi ca în Orhei și a spus că... În Orhei va fi ca în toată Moldova. Candidatul blocului acum de pe circumscripția de la Orhei, Valeriu Munteanu, a fost huiduit de orheieni când s-a lansat în campanie și i-a acuzat pe democrați că îi fac campanie lui Ilanșor. Totodată acesta s-a arătat indignat de faptul că democrații nu au fost luați la rost de localnici, așa cum i s-a întâmplat lui acum câteva săptămâni. Democrații nu au răspuns la telefon pentru comentarii. Alegerile parlamentare vor avea loc pe 24 februarie. Parlamentul a decis că vom avea referendum înainte ca modificările la codul electoral să intre în vigoare. Centrul de Resurse Juridice constată că deputații și-au încălcat propriile reguli de joc și au adoptat o hotărâre în baza unei legi vechi, ceea ce este ilegal. Democrații spun că nu contează data votului și că experții care îi acuză de încălcări sunt nepricepuți. Modificările la codul electoral care să permită ca în ziua alegerilor să aibă loc și un referendum au fost făcute în noiembrie și au intrat în vigoare pe 30 decembrie 2018. Deputații au votat pentru organizarea acestui scrutin pe 30 noiembrie, exact cu o lună înainte ca modificările democraților să fie intrat în vigoare. Cum putea Parlamentul la mijlocul lunii noiembrie să adopte hotărârea cu privire la referendum în ziua alegerilor dacă la acea dată era în vigoare o lege care interzice acest lucru? Democratul Sergiu Sârbu, cel care s-a ocupat de aspectele juridice ale acestor proceduri, spune că nu a comis nicio încălcare juridică pentru că vechiul aliniat din codul electoral oricum nu interzicea în vreun fel organizarea unui referendum în ziua alegerilor parlamentare. Nu era atât un lapsus cât era o interpretare neunivocă. La referendumuri locale există expres prevăzut că referendumurile locale pot avea loc și în ziua alegerilor. Pe național era o lacună micuță, nu era clar cum de interpretat, dar nu era categoric interzis. Deci noi, ca să nu existe interpretări neunivoce, am făcut acele modificări pur tehnice. Deci, cu sau fără acele modificări valabile, votul rămâne legal, ne asigură democratul. O altă remarcă făcută de ONG-ul juridic este că documentul care a stat la baza acestui referendum nu are avizele guvernului și ale Centrului Anticorupție. Aceste avize sunt obligatorii, spun experții, pentru că această consultare republicană a cetățenilor înseamnă cheltuieli în plus la buget. Nuanța este alta. Că dacă ei ar fi așteptat toate procedurile, ei nu reușeau cu referendumul în ziua alegerilor. Pentru că referendumul trebuie anunțat cu cel puțin 2 luni înainte de alegeri. Avizele sunt consultative, comentează Sârbu. Toate cheltuielile bugetare au fost incluse în bugetul de stat al Republicii Moldova, deci la acel moment nu era nevoie de vreun aviz suplimentar. Sunt aceste avize ale Guvernului și ale Centrului Național Anticorupție? În general, ele sunt? Există? Cu siguranță sunt toate actele necesare. Acum nu mi-aduc aminte tot dosarul. Doar că noi am accesat site-ul Parlamentului și nu vedem aceste avize atașate la proiectul democraților, așa cum în mod normal ar fi trebuit să fie. Deranjat de aceste declarații ale Centrului de Resurse Juridice, membrul PD i-a numit incompetenți pe experții organizației. Cei din urmă nu au răspuns la aceste declarații. Vechiul aliniat din codul electoral spune că un referendum național nu poate să aibă loc cu 30 de zile înainte și după alegeri, pentru ca la această frază democrații, fără a omite ceva, au adăugat construcția decât dacă se desfășoară în aceeași zi. În condițiile neregulilor depistate de experți, teoretic, partidele politice ar fi putut să conteste hotărârea Parlamentului cu privire la plebiscit. Între timp, acel termen pentru contestare a expirat. Pe 24 februarie, alegătorii vor fi puși în fața a 4 buletine electorale. Moldovenii își vor alege nu doar deputații, dar vor răspunde și la 2 întrebări. Dacă își doresc reducerea numărului de deputați și dacă sunt de acord să poată retrage oricând mandatul unuia dintre ei. Referendumul inițiat de democrații este unul consultativ și nu va produce schimbări juridice. Iar opoziția le-a reproșat autorilor că au pus totul la cale pentru a buimăci electoratul și a-și face capital politic. Au parcurs un traseu în formă de inimă, numele dragostei. Vorbim despre câțiva cicliști amatori din capitală care s-au echipat cu biciclete și bună dispoziție și au pedalat pe străzile capitalei.
Andrei spune că și-a cumpărat prima bicicletă acum 10 ani, iar de atunci ciclismul a devenit o pasiune pentru el. A aflat despre cursa de astăzi întâmplător și a decis să o parcurgă numele iubirii ce o poartă soției sale. Am ieșit și eu să desenez inimioara asta pentru soție. Îi transmiteți un mesaj? Da, te iubesc. Tot în numele dragostei a parcurs 32 de kilometri pe bicicletă și Octavian, care spune că nu și-a văzut iubita de un an. Să-l dedic Alinii, că țin la ea foarte mult și aștept cât mai repede să se întoarcă acasă. Și pentru că traseul era lung, bicicliștii s-au echipat corespunzător. Noi toți ne-am îmbrăcat în haine de iarnă, speciale pentru bicicletă și în primul rând e cască. Fără cască nimeni nu pornește la drum. Organizatorii evenimentului spun că a devenit deja o tradiție ca în luna dragostei să facă un tur prin oraș în formă de inimă. Parcurgem prin toate sectoarele orașului 32 de kilometri, deci o formă de inimă, deci un traseu care este în formă de inimă făcut special mulți ani în urmă. Și în felul ăsta aducem încă o dată aminte oamenilor și celor care ne văd că dragostea de fapt a salvat omenirea. Și pentru că în capitală nu prea există piste pentru bicicliști, participanții cursei au circulat destul de anevoios. Mie vă țăjo. Eu mă zanimaia să-i zâmbesc. Eu novicioc. Sunteți printre primii sau printre ultimii? Evenimentul este la 8-a ediție și are loc de 2 ori pe an, de Valentine's Day și de Dragobete. Fructe și pomușoare congelate în Moldova, într-o localitate din Căușeni, zmeura, piersicii și prunele sunt înghețate vara, ca iarna să fie prelucrate și exportate peste hotare. В Австрию, в Германию, в Голландию. Мы делали небольшие партии экспортные, пробные в Словакию, в Чехию. Вся продукция глубокой заморозки имеет срок годности 24 месяца. Datorită unui grant oferit de Banca Mondială, firma urmează să-și extindă pe piața de desfacere, cum vă spunem în jurnal. Au răsărit ghioceii la mijloc de februarie, vremea caldă din ultimile zile a fost numai bună pentru ca delicatele flori să apară atât de devreme. Vestitorii primaverii au fost filmați într-o grădină din raionul Sângerei. Carta roșie a Moldovei cuprinde 118 plante pe cale de dispariție, printre care se numără și ghioceii. Astăzi în nordul țării s-au înregistrat 7 grade, iar mâine va fi și mai cald. Potrivit meteorologilor, în nord se așteaptă 11 grade, în centru 12 grade, iar la sud 13 grade cu plus. În următoare zile, maximile vor oscila între 7 și 10 grade. Cu o săptămână înainte de alegeri, socialiștii au ținut să le amintească locuitorilor capitalei că susțin familia tradițională. Îmbrăcați în veste roșii și cu drapele în mâini, mai mulți tineri au venit să-i susțină, în timp ce câțiva candidați de pe circumscripția națională și-au ținut discursurile. Așa cum obișnuiesc în această campanie electorală, socialiștii au venit în scoarul catedralei, unde au instalat o tribună și 2 boxe. Cu un grup de tineri aranjați în spatele lor, cei 3 candidați au vorbit despre importanța familiei tradiționale. В здоровом обществе будут рождаться здоровые дети. Не бывает мужчина-мужчина, либо мужчина-женщина. Ничего не родится. Мы даже предлагаем сократить налог для многодетных семей за пользование автомобилем, за пользование дорогами. Candidații socialiști de pe circumscripțiile naționale spun că subiectul familiei tradiționale este un punct important în programul lor electoral și că vor veni cu noi inițiative legate de aceasta atunci când vor ajunge în Parlament. Creștinismul ortodox trebuie să fie în mijlocul cetățenilor, deci niciodată n-am negat biserica și tot timpul am zis că Dumnezeu este cel la care noi trebuie să ne închinăm. Tinerii care au venit să-i însoțească sunt membrii mișcării de tineret Garda Tânără și spun că au venit să susțină candidații așa cum împărtășesc aceleași valori. Это дети, у которых есть родитель, мама, папа, бабушки, дедушки, которые не хотят, чтобы у нас в стране развивались какие-то нетрадиционные семьи. Partidul socialiștilor va fi al 4-lea în buletinul de vot. Primii vor fi democrații, urmați de blocul electoral acum, PCRM, după PSRM va urma Partidul Șor, Mișcarea Populară Antimafie, PN, PNL, Partidul Voința Poporului, Partidul Regiunilor din Moldova, Formațiunea Democrație Acasă, Mișcarea Profesioniștilor Speranța Nadejda, Partidul Politic Patria, Partidul Verde Ecologist și Partidul Liberal.
a rămas singur în fața greutăților vieții. Vorbim despre un bătrân de 77 de ani din Aneninui, care este nevăzător și în scaun cu rotile, însă nu lasă mâinile în jos. Soția i-a decedat, iar fiul nu-l mai ajută, așa că a învățat să se descurce în singurătate. Autoritățile locale spun că nu au cum să se implice pentru că bărbatul are copii. Pe Ion Raiețchi din satul Mirnoie l-am găsit tăind lemne. Deși este în scaun cu rotile și e nevăzător, bărbatul a învățat să facă totul de unul singur prin gospodărie. Я сам всё делаю. Что могу то делаю. А что не могу то не делаю. Ion povestește că acum 6 luni a decedat soția, iar de atunci fiul pe care l-au adoptat nu îi mai deschide poarta. Сын не ходит вообще. Руки не пускає. Іде мимо, хоч би сказала здрасте, да? Сейчас. O rudă de-a bărbatului ne-a spus că acesta s-a certat cu fiul său din cauza unor bani, așa că el nu mai vrea să țină legătura cu tatăl său. Am vorbit și nu odată și am spus, Jenia, tu trebuie să ai grijă, tu ești obligator să ai grijă de părinții. O zis că n-are nevoie și nu-i trebuiești și atât. Ala Popovici spune că bărbatul plătește o femeie din localitate care mai vine uneori și îl ajută. 4 zile era fric, omăt, nu a fost Marina la dumnealui. Și el mări de foame. O bucăță de colac, el a împărțit în 4 zile. Și eu când am venit, n-a venit și prostire pe pat. Nici cu ce să șteargă, era murdar. Прихожу, смотрю, растоплю, кушать сварю. Немножко подмила, прибрала, там воды принести, если надо растопить. Primarul din localitate susține că nu poate să-l ajute pe bătrân pentru că acesta are copii care ar trebui să aibă grijă de el. După legi, dacă e fecior, trebuie dator. E dator ca să grijească și v-a spus, eu categoric mă refuz să îngrijesc de tata. Nu am reușit să-l găsim pe feciorul bărbatului pentru a comenta situația. 2 bebeluși gemeni născuți prematur la Kiev au fost aduși cu un echipaj aviasan la Chișinău. Micuții de numai 3 luni au ajuns acasă însoțiți de un echipaj smurt și au fost internați la Institutul Mamei și Copilului din capitală. Potrivit autorităților, aceasta este prima operațiune în care au fost implicate ambele servicii de salvare de la noi. Cei 2 bebeluși au fost aduși aseară la Chișinău după ce medicii de la Kiev au fost de acord să-i externeze. Mama acestora, care este moldoveancă, i-a adus pe lume acum 3 luni în capitala ucraineană, iar până în prezent starea lor nu permitea ca ei să fie transportați. Însoțiți de angajații SMURT și neonatologii de la Aviasan, copiii au ajuns în siguranță la noi în țară. Echipajul medical SMURT împreună medic neonatolog din cadrul Serviciului Republican Aviasan a efectuat misiuni dificile ca bebelușii să ajungă acasă cu bine. Starea copilului satisfăcătoare și stabilă. Micuții au fost preluați de medicii de la Institutul Mamei și Copilului. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații Excepționale, aceasta este prima operațiune de transportare a pacienților în care au fost implicate ambele servicii. Fructe și pomușoare congelate în Moldova, în localitatea Grădinița din Căușeni, zmeura, piersicii și prunele sunt înghețate vara ca iarna să fie prelucrate și exportate în Federația Rusă și Uniunea Europeană. Vorbim despre o afacere cu capital străin care este administrată de 2 ucraineni, iar acum urmează să se extindă pe piața UE datorită unui grant oferit de Banca Mondială. Firma din Grădinița are plantații de măcie, șarunie, coacăză neagră, iar recent a fost plantată și zmeura. Alte tipuri de fructe sau pomușoare le cumpără de la fermierii locali, după care le îngheață și le exportă peste hotare. Cei 2 administratori, care sunt originari din Ucraina și fac naveta pentru a se ocupa de firmă, spun că fructele moldovenești sunt mai gustoase decât cele ucrainene. Integrația cu Europa e mult mai aproape, foarte mult program, stimulirea producătorilor. Înainte să fie împachetate, fructele congelate încă vara se păstrează într-un frigider la 18 grade cu minus. Ulterior sunt aduse într-o încăpere în care nu sunt mai mult de 4 grade cu plus, unde muncitorii le scot sâmburii. După asta, produsele sunt transportate înapoi la frigider ca mai apoi să fie ambalate. Această linie este universală, предназначена для инспекции, переработки, очистки, полировки ягод и фруктов.
La niciun an de când compania s-a lansat pe piață, fructele congelate la grădiniță ajung și peste hotare. Мы поставляем в Австрию, в Германию, в Голландию. Мы делали небольшие партии экспортные, пробные в Словакию, в Чехию. Вся продукция глубокой заморозки, имея срок годности 24 месяца. Angajații companiei spun că lucrul nu este greu și că sunt mulțumiți că pot face un ban acasă. Noi dăm suntem de prinși, nu ne îngheață nici. Nu e greu. Deci când pierzi înghețate, e frig, dar avem și mănuși mai grosuți pe de sub. Merge la o pacovcă. E ușor. Recent, compania a câștigat un grant de 140.000 de lei de la Banca Mondială în cadrul proiectului de ameliorare a competitivității. Se va încununa cu certificarea ISO 22.000. Acest certificat, pe de o parte, va asigura o intrare mai liberă în piața Uniunii Europene. Acest certificat impune unele procese interne, astfel încât să fie asigurat pe tot fluxul procesului tehnologic o siguranță a alimentului. În cadrul proiectului de ameliorare a competitivității, finanțat de Banca Mondială, au fost aprobate în jur de 198 de dosare. A devenit cadet pentru 24 de ore. Este vorba despre un băiețel din Statele Unite care a avut parte de o zi specială. Cum s-a simțit băiețelul în cele 24 de ore în care a fost polițist, aflați la știri. Președintele american Donald Trump a declarat stare de urgență națională pentru a putea construi zidul de la frontiera cu Mexicul. Astfel, acesta va putea obține 8 miliarde de dolari din bugetul Pentagonului, care să financeze controversatul proiect fără aprobarea Congresului. Adversarii democrați au denunțat decizia președintelui și spun că o vor contesta în judecată. The order is signed and I'll sign the final papers as soon as I get into the Oval Office. And we will have a national emergency. Odată declarată starea de urgență națională, președintele american are posibilitatea să folosească fonduri militare din bugetul Pentagonului pentru a construi zidul datorită unei legi adoptate în 1976. Donald Trump a vorbit despre construcția controversatului zid încă din timpul campaniei electorale din 2016, însă nu a reușit să-l ridice, așa cum Congresul nu i-a oferit banii necesari. Joi a fost aprobat bugetul federal, în care s-au inclus 1,4 miliarde de dolari pentru construirea unor segmente de gard. Această sumă nu este însă suficientă pentru construcția controversatului zid. I got almost $1.4 billion when I wasn't supposed to get $1, not $1, but I'm not happy with it. Democrații au denunțat decizia președintelui american și spun că o vor contesta în judecată. We will review our options, we'll be prepared to respond appropriately to it. Trump a declarat că se așteaptă ca decretul de urgență națională să fie respins de instanțele federale, însă crede că documentul va fi aprobat de Curtea Supremă. Din cauza că Donald Trump și liderii Congresului nu au ajuns la un acord de finanțare a zidului, bugetul federal a fost aprobat cu întârziere abia joi. Astfel, numeroase agenții guvernamentale din Statele Unite au fost blocate timp de câteva săptămâni, iar aproximativ 800.000 de angajați nu și-au primit salariile. Cel puțin 5 oameni au murit, iar alții 5 au fost răniți în urma unui atac armat produs ieri în statul american Illinois. Un bărbat a deschis focul pe teritoriul unui parc industrial după ce a aflat că a fost concediat. În cele din urmă, individul a fost omorât de forțele de ordine. Focurile de armă s-au auzit în după amiaza zilei de ieri într-un parc industrial din orașul Aurora. Oamenii panicați au început să fugă către cele mai apropiate ieșiri. Nu toți au reușit însă, așa că 5 persoane au fost ucise. La scurt timp, la fața locului au ajuns și primele echipaje ale poliției, iar agresorul a deschis focul și asupra lor. 5 Aurora police officers were shot by the gunman before this incident ended. All of the officers have been transported to area hospitals for treatment. Atacatorul a fost în cele de urmă împușcat mortal de forțele de ordine. Acesta era un fost angajat al companiei în vârstă de 45 de ani. Presa locală scrie că bărbatul a deschis focul după ce a aflat că a fost concediat de la firma la care lucrase timp de 15 ani. Primarul localității, aflate la 65 de kilometri de Chicago, a anunțat că le va oferi sprijin victimelor atacului. We must never forget those police officers that rose to the call of duty and put themselves in harm's way to protect the innocent during what I'm sure will be a long and painful healing process. But we will heal. Statul Illinois și orașul Chicago sunt localitățile în care nivelul de infracționalitate este extrem de înalt.
Mii de oameni s-au adunat astăzi în fața guvernului din capitala Albaniei pentru a cere demisia premierului acuzat de corupție. Un grup de manifestanți a forțat un cordon de polițiști care apărau legislativul și a încercat să distrugă ușile clădirii. Forțele de ordine au răspuns cu gaze lacrimogene și tunuri cu apă. Manifestanții, în număr de câteva mii, s-au adunat la miezul zilei în centrul capitalei albaneze. Veniți la apelul opoziției, aceștia au cerut demisia prim-ministrului socialist acuzat de corupție. Un grup de manifestanți a aruncat sticle cu benzină și pietre în direcția clădirii guvernului, apărată de un cordon de polițiști. Aceștia au forțat cordonul și au ocupat trotuarul în fața clădirii, iar mai târziu au încercat să spargă ușile legislativului. Polițiștii aflați în guvern au aruncat cu grenade, cu gaze lacrimogene și au ripostat cu tunuri cu apă. Opoziția, formată din 5 partide de centru-dreapta și de centru-stânga, acuză guvernul de corupție și cere alegeri anticipate. Prim-ministrul se află la putere din 2013, iar în 2017 și-a început cel de-al doilea mandat. O parte din clădirea unei universități din orașul rus Sankt Petersburg s-a prăbușit în această seară. Pe o suprafață de 150 de metri pătrați, acoperișul a căzut, distrugând cele 5 etaje ale edificiului. 81 de persoane, majoritatea studenți, au fost evacuate. Autoritățile anunță că mai mulți oameni au fost răniți și că nu au fost înregistrate decese. Potrivit informațiilor preliminare, incidentul s-ar fi produs din cauza că nu au fost respectate normele de securitate în timpul efectuării unor lucrări de reparație. Pe acest caz a fost deschis un dosar penal. Un băiețel din statul american California, chinuit de o boală rară, a avut parte de o zi specială. Acesta a devenit cadet pentru 24 de ore și a învățat să folosească echipamentele din mașina de patrulă și să tragă din armă. La Academia de Poliție, băiatul i-a pus chiar și cătușe unui suspect bănuit că a furat gogoși. Miller Greenfield a deschis ușa unor musafiri pe care îi aștepta cu nerăbdare. Erau ofițeri de poliție care au decis să-l ia în rândurile lor pentru o zi. Băiatul în vârstă de 11 ani a îmbrăcat uniforma de cadet și a devenit pentru 24 de ore polițist. La numai 4 ani, el a avut un accident vascular cerebral. Apoi a fost diagnosticat cu o boală atât de rară încât în toată lumea există doar 7 cazuri documentate. Ajuns pe poligonul de antrenament, îmbrăcat în uniformă specială, croită pe măsura lui, copilul radia de fericire. He's just truly over the moon. So, yeah, I think he's going to be in that cadet uniform for the next year or so. La Academia de Poliție, micul cadet a încătușat un suspect căutat pentru că furase gogoși și a tras din armă. Pentru reușită a fost felicitat de ceilalți cadeți care au bătut palma cu fruntașul la pregătire. Grație departamentului de poliție din Sacramento, copilul s-a simțit ca un supererou, gata să învingă orice obstacol, chiar și boala. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile, urmează filmul Titanic. Nu uitați, dacă ați fost martorul unui eveniment important, anunțați-ne la orice oră la numărul de telefon 0222100130. Iar dacă aveți imagini spectaculoase care pot deveni o știre, ni le puteți trimite pe site-ul protv.md, dar și pe Viber, WhatsApp sau Telegram la numărul 079 400 508. Să aveți o seară frumoasă!